Florin Salam este un adversar înverșunat al vaccinării. Nu vreau să-mi mierlesc așa că nu mă vaccinez, a spus acesta. Salam a vorbit despre pandemia de coronavirus. Dacă vine valul 4, mă angajez un grav, a glumit el. Totuși, el nu glumește când vine vorba de vaccinuri. Întrebat dacă s-a vaccinat, Florin Salam a afirmat retoric: tu crezi că vreau să-mi mierlesc? Dacă tu o mierlești, nu te plânge nimeni. Dar ia uite pe mine. Așa că nu mă vaccinez, stați liniștiți. Declarația vine deși fratele lui Florin Salam a murit la doar 45 de ani toamna trecută după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Salam spune că, deși suntem abia la sfârșitul lui iulie, are programul încărcat zilnic cu nunți și concerte până la sfârșitul anului și doar de la anul va putea să onoreze alte invitații. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.